Radio Vocea Speranței Dragi prieteni, vă salut cu drag într-o nouă ediție a emisiunii noastre, unde analizăm virtuțile care sunt comoara sufletelor noastre. Omul se naște cu simțul dreptății și în funcție de mediul în care trăiește și de educația pe care o primește, acest simț se păstrează și se dezvoltă sau se diminuează și dispare. Dreptatea este necesară unei vieți sănătoase din toate punctele de vedere: social, politic, economic, moral și spiritual. Nicolae Iorga spunea: Dreptatea e ca sănătatea lumii. Despre dreptate discutăm astăzi cu doamna psiholog Rodica Rudei. Doamna Rudei, bine ați revenit! Bine te-am regăsit! Uh, Radica, trăim într-o vreme în care, așa cum uh, scrie într-un poem, totul se vinde și totul se cumpără, până și dreptatea. Uh, uh, inspirat a fost scritorul francez Honoré de Balzac când a spus «Legile sunt pânze de păianjen prin care muștele mari trec și cele mici sunt prinți». Da. Și mai avem știi proverbe de asta Dreptatea merge sau umblă Mereu cu capul spart sau... Asta e trist În <laughs> lumea asta dreptate nu este Uh, nu. Dreptatea este la fundul mării, dar Moldova nu are ieșire la mare, știi? Nu mai este și așa ceva. Da. Da. Deci, în Moldova, <laughs> nu avem șanse. Bun, aici ceva bun de dreptate. despre dreptate? Hai uh, să vedem că, totuși. Uh, Ai găsit ceva bun acolo? Da, sigur. Am început cu problema și hai să vedem. Să deschicăm, uh, 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 da? Să da. Ce, ce este dreptatea? Adevărul că dreptatea, cu adevărat, este foarte, foarte necesară, exact ca o nevoie umană, alături de siguranță și de libertatea uh -huh. umană. Și da, dreptate. Dar este o virtute pentru că ea ușurează și, printre altele, cum ai zis și tu, favorizează sănătății mentale. Da. Pentru că, în cazul dat, nu e nevoie să maschezi o dreptate de care ar putea să-ți fie rușine. Și nu trebuie să spui neadevăruri. Și nu trebuie cumva să intre într-un conflict cu tine însăți, pentru că cineva din cei pe care tu respecti nu împărtășesc aceeași dreptate cu tine. Adevărul este că uh, copiii de mici uh, își apără conversionare dreptatea lor. Uh -huh. Nu e așa. Eu am zis că e altfel. Ba nu, eu vreau acum. Așa e corect, da? Corect mai ales. Și uh, e frumos pentru că um, copiii, în momentul în care uh, își verbalizează nevoia lor, dorința lor. Își pun granițele, până unii prieteni, colegii pot să înainteze, până unii părinții pot să vină cu regulile lor, da? Mai ales în adolescență. Și e frumos acest lucru ca să fie încurajat de către adulții din preajmă, în măsura în care, și aici vorbim despre dreptate, nu se încalcă niște norme morale, juridice, da? Pentru că cam, cam a, asta este arealul dreptății. Există. Legi uh, morale, Așa. cea a da, care face delimitarea între bine și rău, moralitate, dar există și un cod de legi juridice care, la fel, îți oferă o cărărușă în care să nu intri în bucluc, pe de-o parte. Și iată, uh, dreptatea se măsoară prin aceste legi morale și juridice, uh, care se exprimă în, în niște reguli comportamentale bazate pe valori. Complicat, pentru că, într-o frază, am pus și. Da, da. virtuțile și valorile. Da, da. Deci, nu în zadea, pentru ca să ofer celor care ne ascultă și pentru noi să împărtărnicim uh, esențialul și prioritatea dreptății. Pentru că ea este un must-have, da? o, o, o prioritate în viața noastră. Și nu în zadea, dar sunt toate aceste uh, citate, aforisme, care deinuiesc, care sunt de foarte mult balzac pe vremea lui deja. Simțea momentul ăsta dificil cu spartul, cu spartul capului celui da, da. care e de partea adevărului. Dar cunoaștem în istorie foarte mulți uh, oameni care, uh, în pofida faptului că știau că merg la moarte, dacă sunt de, în continuare de partea adevărului, da. de partea dreptății. Da, adevărul este unic, absolut. Asta îl confirmă toți și filozofii din trecut, dar și cei contemporani. Dreptatea cu adevărat este mai mult de valență subiectivă. Pentru că dacă pun o cifră șase aici, care pentru mine e șase, tu vei spune din partea ta de acolo că e 9. Așa. Și atunci tu ai adevărul, ai dreptatea ta, eu am dreptatea mea. Adevărul e cumva pe ansamblu când se ia tot grămadă și se analizează lucrurile, da? Uite, cel un adevăr absolut, care vrei, nu vrei, o să fii de acord mm -hmm. cu mine că e șase, pentru că are un punct jos aici, unii, unii cercul, da? Și nu unii este codița, pentru ca să confirme varianta mea. De aceea dreptatea, da, e să naște odată cu, cu noi, cu acea ființă uh -huh. mică și uh -huh. ea continuă toată viața, doar că pe parcursul maturizării cineva uh, vrea să fie de partea dreptății și e gata să renunțe la multe lucruri care îi oferă uh -huh. confort. Iar alții nu, alții sunt foarte într-un compromis cu moralitatea doar pentru ca să doarmă bine și să aibă ceea ce își dorește. Uh -huh. O altă definiție, și vreau să confirm ce, ce ai spus, Rodica. O definiție recunoscută de majoritatea experților sună așa: dreptate este o dispoziție morală și aici mă uimesc că dreptate se bazează pe moralitate. Da. Și pornește de aici. Fără moralitate nu există. Dreptate. Deci și această moralitate este sădită în conștiința copilului, mm -hmm. acea conștiință noastră care ne spune ce este bine da. și ce, ce este rău. Și el de mic deja simte pe unde este dreptate, unde nu îi se face dreptate. Deci este acea dispoziție morală datorită căruia omul este capabil să înfăptuiască în mod deliberat ceea ce este mm -hmm. drept. da? Da, Și dar uite aici, tu ai pomenit că este bazată pe valori, pe reguli uh -huh. uh, care sunt bazate pe niște valori. Unii filozofi pornesc de la faptul că dreptatea, uh, definiția dreptății sau conceptul dreptății uh -huh. pornește de la adevăr. Trebuie să știm care este adevărul și de aici pornim okay. cu dreptatea. Ori Iarăși ai menționat tu, dreptatea, tu poți să ai uh, dreptate și eu pot să uh -huh. am dreptate. Fiecare cu dreptatea lui, într-o mare măsură, Așa. este subiectivă. De exemplu, pentru uh, Pentru o țară există unele legi, reguli și dreptate. Uh -huh. Te duci într-o țară musulmană sau în Asiatică, acolo lucrurile, sau pe o insulă unde trăiesc canibalii, ele drept să te mănânce uh -huh. pe tine. Aici, de unde să pornim? Care sunt principiile, hai să spunem așa, nu știu, absolute de la uh -huh. care ar porni dreptatea? Care ar trebui să fie recunoscute de toți okay. pe pământ? Pe ce se bazează dreptatea? Ar trebui să se bazeze în mod absolut. Mereu și întotdeauna lupta între bine și rău a fost la bază și la uh -huh. baza oricărei relații oricărei creații, fie cinematografică, fie artă, fie poezie, pentru că în asta și constă călătoria noastră pe pământ. Să ne determinăm caracterul, să-l fortificăm pe o temelie în care să știm exact fiecare cărămidă, fiecare virtute de partea cărei luminii sau întunericului. Da? Și atunci fă, tot, fă celălalt tot ceea ce vrei să-ți facă ție. Din Biblie e cunoscută expresie, da? la care foarte mulți au luat-o și au interpretat-o păstrând ideea, doar da, da. îmbrăcând în alte cuvinte. Dacă eu uh, îmi cunosc binele meu și știu ce este bine pentru mine, ce voi face eu? Eu voi încerca să ofer binele ăsta altora. Dar, uh, în relația mamă-copil, uh, acest bine al meu sau dreptatea mea despre bine, o să-i să, să fie luată în furcă de către adolescentul care nu vrea atâta protecție, pentru că uh -huh. dreptatea lui spune că el este mare și, -și poate să gestioneze uh -huh. foarte bine greutățile lui, uh, granițele lui și libertățile lui. Și de momentul dat, e foarte important ca noi să menținem dreptatea noastră în limitele mele și să fim foarte deschiși spre a auzi despre celul, dreptatea celuilalt. Da, binele și răul sunt în mare parte adevăruri. Da, pentru că atunci când te doare e un rău. Așa. Dar atunci când zâmbești, e un bine. Așa, metaforic vorbind. Totuși binele e relativ. Pentru dacă pentru mine este bine ca omul în conflict să se retragă, pentru altcineva acest bine ar fi fost ca o pedeapsă. Dar vorbește, dar aruncă o farfurie, dar dă-mi o palmă, nu, doar să nu talci. Înțelegi, da? Uh -huh. De aici e foarte important ca eu să fiu conștientă ce este important pentru mine cu adevărat, pentru ca eu să am dreptate. De ce nevoia mea de a fi corectă? Pentru că e un sinonim al dreptății Pentru că în spate la această nevoie se ascunde dorința de a domina Sau dorința de a-și -a ascunde niște uh, deficiențe sau niște defecte personale Sau de ce uh, faza a doua a relaționării Prima este cea de a îndrăgostire și a doua vine lupta pentru putere Și anume acolo în relație uh, între el și ea se manifestă lupta pentru dreptate În altfel spus și nevoia mea de a fi de fiecare eu de partea dreptății mele, pentru că eu am dreptate, atunci la un moment dat că cei doi nu se mai auci, și nu se mai văd. Pentru că ei, mai mult de atât, încearcă să. Uh, este chiar și el în judecată, milă vreau și nu dreptate. dreptate da? da? Pentru că dacă punem în judecată uh, o greșeală sau o, o crimă și un furt din foame. Da, o bucățică de pâine? Da, păi, da. evident că nu poți să le pui pe același altul dar legea e aceeași. Da? Pentru că legea consideră că asta furt, exact, ca și în partea cealaltă, ca, hai să spunem, nu știu, exorcherii sau altceva care e bine din categoria asta de a, de a fura. Și atunci omul legii trebuie să facă legea pentru toți. Dar oare este așa? Pentru că e diferită. Și iarăși, legea ajunge la un moment dat să caute și legea moralității. De aceea și-am zis că dreptatea este exprimarea comportamentală a legilor, atât morale, cât și juridice. Pentru că și aici diferă, pentru că una pe alta se complementează. De aceea, atunci când eu spun că eu sunt ok și tu ești ok, este varianta perfectă de proactivitate între noi doi, pentru că eu te aud pe tine și vreau să-ți cunosc dreptatea ta, dar eu îmi cunosc dreptatea mea. Dar dacă eu spun eu sunt foarte ok și tu nu ești ok, în momentul dat eu deja te contrazic și cumva vin în contraatac asupra valorilor și dreptății tale. De ce? Pentru că eu am dreptatea mea și a mea e mai bună decât a ta. Și atunci, când cei doi, dacă vorbeam totuși exemplul ăsta despre cuplu, de ce oamenii încep să se certe? Foarte simplu, pentru că în contextul în care cei doi înțeleg că ei au dispută și urmează fiecare să-și apere dreptatea lui, ce-ar fi fost dacă măcar unul s-ar opri și ar spune, uh, Hai, vreau să te ascult. Vreau să-ți aud. Deci nu se pregătească contraargumentele la cei ce ce da. spune, da? Că vorbești vorbește, vorbește, acela se gândește, acum și spun la asta, așa, asta, așa, și nu-l aude pentru că nevoia celuilalt tot este mare dacă el se regăsește în apărare, înseamnă că a fost un atac, ce ar fi ca unul din parteneri să facă o pauză și să pornească ascultarea activă pentru a se conecta cu inima și apoi cu rațiunea. Pentru că dreptatea, cu adevărat, este ca o judecată cognitivă, gânduri, da? Convingeri, credințe uh -huh. Dar care are la bază Fundamente emoționale Așa, și atunci când emoția mea Vorbește despre mine uh, Neîncrezător și eu Nu sunt sigură da Ce, ce fac eu? Eu încerc să compensez Cu o ideație cognitivă despre faptul că Tu nu ai dreptate, apărându-mă pe mine Că eu sunt slabă și nepotencioasă Dar tu precis că nu ai dreptate protecție. Da, da. Avem nevoie de asta și mai ales în cuplu, mai ales în cuplu. Da, uite, Rodica ai spus de uh, judecate cognitive și de emoții. Pe de altă parte, dreptatea fără, fără iubire, fără bunătate, fără iertare, asta e tiranie. Asta e executarea ordinului. Asta, da, asta e ceva, ceva foarte dureros, și foarte dur. Uh, pe de altă parte, și iubirea și bunătatea fără dreptate nu merge. Da. Este un, un echilibru care, uh, se, care luate împreună, uh -huh. asigură acea armonie a vieții. Știi vorba asta care spune că inima și are reacțiunile ei. Uh -huh, uh -huh. La fel cum și creierul are inimă. Și da, e contradicție totală. Dar în asta și constă bătălia. 20 cm de desparte între creier și inimă. Și de fiecare dat pe, pe, pe noi, anume pe tărâmul ăsta, are loc bătălie cea mai grea și cea mai dificilă. Da, da, da. Pentru că atunci când eu fug de adevăr și fug de o dreptate, eu fug de mine însă. Și atunci, evident, că în interiorul meu mereu va fi furtună, pentru că eu nu vreau să-mi aud despre eșecul meu, despre neajunsul meu, sau poate din momentul în care eu sunt nefericită. Eu nu vreau. Fugă de libertatea lui Eric Fromm, da? da Cartea da. care o are el. Păi, toți oamenii vor libertate, nu? Da. Dar oamenii care au prea multă libertate încep să le fie frică și așteaptă o vreo autoritate să vină și să spună, ei, Rodica, nu acolo mergi, hai că te -o ție, știu mai bine unde să mergi. Frica de libertate cu adevărat ne vorbește despre faptul că nu toți oamenii pot să prețuiască virtutea libertății, drept o comoară. Pentru că acolo se, se descoperă procese foarte puternice de o gândire abstractă, de o gândire de neclintit în lucrurile concrete, puternice, oamenii liberi care nu au verticalitatea sunt cei care devin sclavii dependențelor, care se aruncă în vicii, pentru că, nu pentru doar pentru da. că sunt slabi, dar pentru că ei, ei cred că în asta constă adevărata trăire a libertății pe pământ. Și asta o fac adolescenții care ajung să crească în tineri și la tinerețe, evident că momentul de a savura da, toate plăcerile. Nu tot ce e bun E sănătos. De ce să consumăm inteligent. Vreau să te întreb, Rodica, cum să cultivăm în copii iată, acest sentiment al dreptății? Da, el este născut, dar el trebuie dezvoltat și menținut. Uh, și cum noi, în calitate de părinți, să-l ajutăm pe copil să dezvolte acest simțământ al dreptății? Pentru că mai devreme sau mai târziu uh -huh, uh -huh. se va confrunta cu nedreptatea exact. în lumea aceasta. O, oh, da. da. Uh, în primul și în primul rând, părinții... E, uh, ar fi bine și trebuie să creeze un spațiu de siguranță, pentru că nevoia copilului asta și constă în a că pericolele nu sunt acasă, că el el este protejat, pentru că așa se formează și atașamentele cele securizante bune despre care vorbeam anterior. Dacă a, sursa care a, prin definiție trebuie să fie detătoare de pace și încredere, mama și tata, Devin, de fapt, sursă de pericol. Îți dai seama că intrăm într-un într câmp în care copilul, din fragiuda lui copilărie, înțelege că nu poate să aibă încredere în nimeni. Pentru că acasă există un soi de amestec de dragoste și ură, pedeapsă și disciplină. Ce face părintele ăsta foarte bine? Întâi, mai întâi îl bate la furie îl bate rău ce și boi. apoi El caută să-i pună cremă ca să nu se facă hematome și îi pupă bubița da? și cer iertare momentul ăsta, da, noi ne creiem nevrotici pentru că copilul nu are resursa să înțeleagă ce se întâmplă el la maturitate merge la psiholog face tot felul de dezvoltări personale și fiind adult înțelege că atunci copil fiind el era neputincios el nu putea să se protejeze și el nu putea pentru că el știa că mama și tata sunt oamenii care trebuie să iubească necondiționat și să ofere încrederea Bun, deci primul lucru care îl fac părinții este să creeze un mediu de siguranță, pentru că nevoie de siguranță e nevoie de bază în piramida uh -huh. nevoilor. După care să există comunicare, comunicare care să deschidă parantezele de ce e bine asta și ce este rău asta. Deci, până la vârsta de trei ani, părintele trebuie să vorbească într-una. Da, de celușul, de la doi ani ușor, poate și mai devreme care vorbesc mai bine sau mai târziu, în dependență iarăși de ritmul de dezvoltare a fiecărui copil, să vină cu răspunsuri foarte clare și deschise, nu în guste rapide și a, așa trebuie, așa am zis, nu am timp, sunt grăbită, iarăși tu din nou cu asta, hai că altă dată, bunica o să-ți spună, bunica o să, să povestească, la psihologă se duc. A, astea le scoatem de pe agenda. Ele sunt undeva nici A, B, dar unde C, D variante pot fi. A, B este tata și mama. Da, da. Așa, când copilul pune multe întrebări de priză, de fereastră, de tot celor de pericole, el cunoaște lumea. Omul informat e bine protejat. Păi este și despre copil asta. Dacă noi le vrem informații de calitate, atunci când el are nevoie, nu când mie îmi trebuie, da, eu sunt azi în dispoziție și ia vină în coapiciule. Vezi, asta e priză. Mai mult acolo sunt tot Dar nu are el acolo și nu o să ținem informația asta pentru că nu prinde la el motivațional vorbind. Și al treilea moment este să fie acolo când are nevoie, și anume când greșește. Deci să nu retragă afecțiunea când copilul face ceva urât, din potrivă să-i valideze în acel moment că este o prioritate și este valoros pentru el, este o comoară, dar comportamentul este ne neacceptat. Și am acum mai multe sesiuni de consălierii cu părinții copiilor din clasele primare, în care mi arunc așa expresii. Uh, să vorbiți cu X despre faptul că a vorbit urât cu fetița mea și să nu mai vorbească așa. așa. Sau uh, nu vreau să se mai întâmple asta atunci când copiii folosesc zoologisme, da? Uh, bun, dorința asta când tu o man și spui e dorința care o au toți adulții. Nimeni nu vrea un copil de 7-8 ani să vorbească cu zoologisme sau și mai rău, da? Așa. așa. A, nici să lovească, pentru că de aceea și mergem la școală, ca să educăm și să instruim copiii. Bun. Dar când eu zic asta, ce fac eu? Eu arunc, proiectez ceva, o așteptare care nu depinde nici de mine ca psiholog și nici educator, doar de noi. Depinde de o comunitate de adulți în care copilul se înconjoară și chiar dacă e la casă poate să aibă o familie extraordinară de oameni care vorbesc minunat. Dar uite momentul când el a căzut băiețelul în cauză, a căzut uh -huh. și a vorbit asta și s-a părut fani și a zâmbit și mai ales că și băieții din preajmă l-au susținut. E tare vesel când spui un cuvânt, da? Um... Evident că eu, ca psiholog, am zis că vorbesc cu ambii și îi chem la un dialog, fac o mediere, pentru că e foarte important acest copil să înțeleagă ce efect a avut cuvântul asupra fetiței și ea trebuie să vorbească despre asta, cum s-a simțit umilită și e încălcată dreptatea ei, pentru că ea nu este acel zoologism de care s-a spus, da? La rândul lui și băiețelul trebuie să audă, băiețelul trebuie să spună, de fapt, intenția lui care a fost, că a fost un joc. Uite, momentul în care noi aflăm dreptatea copilului... Da. Uh, băiat și Ce copilului fetiță, în cazul dat despre ei este vorba, pot fi și băiței-băiței, că ei tot fac asta, da? Nu facem acum o discriminare de gen. Um, când ei sunt față în față puși cu un intermediar adult, care este alături nu pentru a-i condamna, dar pentru a-i ajuta uh -huh. să fie auzit Deci creăm spațiul de siguranță Nu sunt judecător, Nu vă etichetez, nu vă condamn Vreau să cunosc adevărul da. Și să vezi câtă chimie pozitivă acolo începe să iasă Pentru că ei încep să vorbească, Sergio Și unul care se simte atacat Și înțelege că a greșit Și victima care a fost atacată Începe să vorbească În contextul at când ei își validează dreptatea în Momentul dat ei se simt valoroși Auziți, da? Deci oglindim, validăm și empatizăm. Eu te văd, eu te aud, eu te simt. Trei nevoi de bază care noi le oferim pentru un simplu dialog. Știi cum e să iei din cabinet după aia? Între ei nu există ceartă, răzbunare, ură. Pentru că ei au avut curajul să, să spună, au înțeles că da. ei au fost auziți și el a ieșit cu soluția. Ce ar fi ca părinții acasă să înceapă să înțeleagă cum să comunice cu copilul, nu ca să-l facă victimă. Oh! Asta s-a întâmplat, vai de mine, nu se poate, micuța mea. Da? Dar cum ar trebui să fii? Empatizează. Dar întâi ascultă ce -a, ce a simțit ea. Poate el da. nu a simțit asta. Poate ea știe că el vorbește așa și ea a avut rezistență la asta și n-a introiectat momentul ăsta. Despre ea. Că nu e despre ea, e despre el. El a spus asta. <gânt> nu sunt de acord. Adică să aflu ce ai simțit, dar ce ai auzit, dar cum ai reacționat, dar ce crezi tu despre asta. Și după asta vin cu empatizarea. Înțeleg ce simți. Am fost și eu în cazuri date. Hai să vedem ce ai, put ce ai fi putut să faci data viitoare când se întâmplă. Dacă se întâmplă, că nu putem să anulăm. Da, da. Din păcate. Uh, și uite, momentul acesta sunt foarte important. Deci comunicăm, oferim mediul de siguranță și îi uh, și... uh, validăm uh, uh, dragostea chiar și în momente când greșește. Ceea ce este foarte important. Da, de multe ori se întâmplă, iată, la noi copiii. A venit acasă, Da. Uite, doamna profesoară nu mi-a pus nota. Care o merită, dar nu în nedreptate. Așa e. Și îl asculți și crezi că, uite, el, ele, nu? El are dreptate, copilul, uh -huh. săracul uh -huh. copil. Dar dacă ai luat și ai discutat și cu doamna profesoară și ai vedea toată imaginea de ansamblu, părerea și poziția ambilor părți, atunci, înțelegi că și copilul a fost tare subiectiv. Sergi, dar lupta 5. dintre generații, ea nu e bazată pe uh, încălcarea dreptății. Pentru că uh, frate și soră uhum. Dar nu e corect așa, ea nu are dreptate mine ea mai mare, ești mai mic da? Și iarăși intrăm într-o într zonă în care Fiecare și-a dreptatea lui și cel mic Poate să se protejeze și să de fiecare dată Să iei ceaiul pe ascuns la cea mare Dar cea mare tot este obosită de fiecare dată Să fie responsabilă pentru tot ce face piciu Până la urmă Nu-i slujitorul unui altuia da? Deși a mea mică spune Mama, dar nu spunea Domnul Isus în Biblie Că uh, cel mic cel mare va sluji celui mic? Foarte bine am memorizat asta <laughs> <laughs> și îți dai seama că te las fără, fără, cuvinte. Dar știu foarte multe conflicte care ar putea fi evitate la școală de către profesori ca să nu întărâte adolescenței. Pentru că de multe ori am fost martoră și în continuu să, să spun, dacă noi adulții am ști foarte bine când să apăsăm și când să ne retragem, pentru ca să câștigăm acel tânăr, de partea adevărului, de partea dreptății, atunci lucrurile are și fantastice. Dar de multe ori, de cele mai multe ori, orgoliul meu de profesor este atât de în mare și merge înaintea mea, când eu vreau să îmi arăt cum, cum, cum îți permit să vorbești cu mine. Dar el nu, el asta ar face și cu toți altcineva <coughs> Pentru că este în perioada de cactus Și înghimpă, e vinos. Și nu pentru că tu Cumva nu-i satisfaci lui nevoie dar pentru că el nu se regăsește Și dacă ar înțelege asta Atunci ar pune altă întrebare Sau ar spune elementar Dacă vrei să ieși afară, să te aerisești Poftim să o faci Ești afară chiar acum Vezi că sunt două lucruri diferite da. Dar uh, atunci când eu vorbesc cu acest adolescent care este eliminat de la ore pentru că nu se comportă bine, eu îl aud pe el și îi dau dreptate, pentru că în acel moment el a fost umilit. Și uh -huh. nu-i dau dreptate în a brusca, categoric. Dar el n-a avut contextul de siguranță, n-a avut momentul de a fi auzit, și atunci toate drepturile lui au fost lezate. Ce i-a rămas lui decât să se protejeze? În varianta în care el o are. Acum, nu pot să zic în școală că nu trebuie să fie reguli, ba din potrivă, ele trebuie să fie, dar trebuie să fie atât de justificate și atât de bine uh, trăite de către noi adulții. Dar cât de nedreptate facem noi la școală atunci când evaluăm? Pentru că sunt favoriți din partea profesorilor. Uh, nu vin acum ca apărător a copiilor, dar știu asta și vorbesc că este un moment, sunt efecte secundare ale artei de a fi un dascăl atunci când tu pe cineva foarte favorizezi și pe cineva nici nu-l observi. Copiii asta simt. E nedreptate? Și știi că de mult are doare asta. Și ce să facă ei? Că ei n-au puterea de decizie. Pentru că ei sunt cine? Ei sunt actori pasivi? Ba da. nu! În actul educației ei sunt activul. Pentru că toți ceilalți, părinți, școală, profesori, toți sunt înconjurați grație lui. Dacă nu este elevul, nu -i... Nu, să nu este actul educației, propriu-zis. El este actorul principal, el are prioritate. Atunci, de ce nevoia lui este lezată în a vorbi și a comunica? Da, uite, Rodica, sunt situații în care, de exemplu, în clasă sau în grup există un copil problematic. Așa, comportament. E, comportament agresiv, uh -huh. da. Uh, profesoara se plânge că nu poate uh -huh. să preda lecția din cauza lui sau cauza ei. Și atunci se intervine, se face adunare cu părinții, uh -huh. ce facem? Uh -huh. Celu noi ne-am confruntat cu asemenea situații în care un asemenea elev a fost pur și simplu eliminat, exmatriculat din instituție Asta. și i s-a recomandat Duș-ți caută altă De școală, gimnaziu. Da. Uh -huh. uh, și chiar apropo, atunci când s-a făcut chestia aceasta, în sfârșit, elevul a fost scos din clasă, uh -huh. noi toți părinții ne-am simțit fericiți și ușurați, uh -huh. da. Dar știi, după care, în mintea mea s-a trezit un sentiment de timilă față de acest copil. Uh -huh. Dreptatea s-a făcut. Uh, dar acest copil a fost pedepsit. Și ce mai departe? Uh -huh. Iată, cum să procedăm mai corect când în, în clasă, în grupă, este un asemenea copil? Cum să facem dreptate, dar să nu uităm și de empatie, comunicare, înțelegere, cum ai spus tu? Păi uite, dreptatea cea bună este atunci când tu ții la vedere un regulament de legi, dar și valori. Pentru că dacă nouă ne pasă de fiecare sufletial, nouă adulților, și părinții de o parte, și echipa de profesori, atunci noi de fiecare dată vom încerca să facem lucrurile să meargă pentru acel copil, dar să nu ignorăm o comunitate de ceilalți copii mm -hmm. care nu sunt vinovați nici ei, pentru că atunci lecția nu are loc din cauza cutărescului. Da, da. uh, probabil că planul de intervenție care um, implică o echipă de oameni care au menirea să ajute acel copil să-i creeze și lui spațiu în care el să se afirme. Pentru că am convingerea atunci când oricare copil cu oricare comportament agresiv, hiperactiv, violent, îi se oferă un spațiu prietenos, el se schimbă. În timp poate mai lent, dar se schimbă. Știm noi chestia asta, că semința o punem, dar roada noi putem să o vedem în ani. Dar să Așa. nu renunțăm la asta, pentru că cel care udă va fi udat, spune cuvântul. Și atunci, știi ce important este? Întrebări sunt foarte multe. Ce a făcut învățătoarea sau profesorul, în primul rând? Care a fost planul de intervenție? Care au fost rezultatele? Da, da. Pentru că eu cercetare. Am făcut asta, nu funcționează. Hai văd asta. Hai implic asta. Văd cum relaționează. Îl urmăresc în timp. Am o fișă de observare. Dacă eu fac toate aceste etape și sunt montată să-l ajut, nu mă gândesc cum, ignorați-l, că asta e mai ușor Nu vorbiți cu el, tu stai departe, îl pun deoparte Atât timp cât el cu minte, e bine Păi ce înseamnă asta? Nu-mi pasă de tine Asta e mesajul meu de adult pentru acel copil Ce face el? Acceptă? Nu, el își caută dreptatea lui Și el încearcă să o facă într-o manieră absolut diferită Îți dau un caz, la liceu, într-o instituție La fel din uh, practica care o am eu a, băiatul în școală rusă vorbește foarte bine română și cel mai bun. De fiecare dată profesoara îl trimite la Olimpiadă. Acum a fost o temă pentru acasă, el textul știa, ea a întrebat planul dacă l-a făcut al textul, el nu l-a făcut, a fost foarte sincer, i-a pus un 5. Pur și simplu. Prima lecție, că erau două lecții, una după alta. El a încercat să zică, să justifice, să-și apere dreptatea, spunând că eu am cunosc textul. Eu sunt gata să-l vorbesc. Nu am planul făcut, dar eu știu ce să fac. Nu, 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 nu. Nu, nu mă interesează dreptatea ta. Eu am pe-a mea, eu sunt profesoară, știu mai bine. 5. La lecția următoare, ce se întâmplă? Tot pe el îl invită la tablă să prezinte textul. Și exact de un paragraf care nu știa din textul ăsta, adică nu tot textul, dar paragraful ăsta. Deja el, pe poziția că a fost neglijat, încearcă să confrunte și să meargă mai departe. Mi-ați spus cinci eu mă nu, de cinci cunosc. ăsta paragraful nu-l nu, nu cunosc. Profesoara începe amenințările. Pentru că un adult desperat <gătării> își arată neputința prin amenințări. Lasă că te arăt ție. Mergem la director. Bine, mergem. O sun pe mama. Bine, sunați-o. El în pauză și-a vorbit cu mama. Înțelegi, da? Așa. Ce se întâmplă mai departe cu acest adult? Uh, adultul înțelege că a pierdut lupta, dar încearcă cumva să remedieze războiul final. Ce face ea? Ea îl ajută să spună paragraful până la urmă. Ea, ea spune o propoziție, el o repetă. Ea spune, el o repetă. 10. Așa. Este șocat, pentru că el nu vrea așa dreptate. Are și el valori, chiar dacă este lician. Uh, deci, am un cinci și mi-a spus 10 pentru fragmentul care l-am spus că nu știu. Da. Doamna, în cazul dată, demonstrează un act de curaj, pentru că public se întoarce spre acest băiat și recunoaște că ea greșit. a greșit. S-a înfuriat, s-a enervat, a încălcat prea mult și fiindcă e în săptămâna a, sărbătorilor care, a Sfintelor Paște, ea vrea să meargă la biserică. Și ea a înțeles că a făcut urât și a cerut iertare. Uite, un caz a, real, un caz simplu, a, în care noi adulții falimentăm de cele mai multe ori. Pentru să demonstrăm ce? Că dreptatea noastră e mai bună decât a lor, a copiilor? Sau să nu, să nu recunoaștem că dreptatea lui este mai faină decât a mea? Și ce se întâmplă dacă eu, adultă, fiind recunosc că wow, ce îmi plac ideile tale, chiar sunt minunate? Uh -huh. Și îl în pe el. Scade cumva stima de sine față de mine? Nu, din potrivă. Eu reușesc, prin dreptatea mea, care o micșorez, să-i cresc valoarea care lângă mine. Oare asta e rău? Eu nu renunț la dreptatea mea. Eu o valorific pe celălalt. Validând-o. Există două dreptăți în paralel, dar sunt o grămadă. Câți persoane, atâtea dreptăți sunt. Dar unde sunt destinația acestor dreptăți? Sunt spre bine? Asta este întrebarea. Da, Rudi, adică, tare bine ar fi dacă mai avea mai mulți sărbători de Paști de Crăciun parcurs. <răzări> da. <răzări> și oamenii da. ar fi mai buni și mai puțin ori lupta pentru. Da, este uh, un factor exterior evoie. care îi ajută pe ei interior <coughs> să-și facă ordine. Dar, probabil că n-ar nevoie cineva să-i spună cu cum e Paște, pregătește pregătești și duci la mărturisiri. Probabil că e bine ca fiecare în parte să stea el cu dânsul, cu dânsa și să gândească, bă, ce ai făcut în ultimul timp? Ai cu cineva ceva? Hai să mergi să faci pace acolo, pentru că ți, -ți trebuie asta. A trăi da. în pace, a trăi într-o dreptate existentă, existențialistă, în care sensul tău, ca și om al vieții tale, nu este lezat, este mega fantastic. Și în asta constă cu adevărat un trai cu sens. Vreau mai departe să discutăm, Rodica, un aspect tare, tare interesant al dreptății. Există un mare, mare paradox. A dreptății. Și acest paradox că constă în următoarele. Uite, odată ce crește mare, noi vedem că în lumea aceasta este tare, tare multă nedreptate. Da? Mm. Uh, și dau un exemplu de nedreptate. Uite, <coughs> bogații lumii abuzează de noi. Și sunt uh, mulți săraci, sărăcie în lume, se datorează corupției, avariției unor oameni. Uite cum așa se întâmplă că 100 de super superbogați din lumea noastră dețin o așa de mare avere cât dețin 3,5 miliarde da. de oameni, cât da, jumătate da. din populația mm -hmm. globului. Și am citit o analiză a dreptății și a paradoxului dreptății: este așa. că pe Pământul acesta e drept să fie așa. Aha. Puțin bogați și mult săraci. Pe pământ nu pot să fie toți bogați, și nu pot să fie toți săraci. Și apropo, așa, între paranteze, să nu ne grăbim să i judecăm pe cei bogați, mai ales când ești sărac. Tu nu știi cum a devenit el bogat. Da. Și cum muncește el. Cineva uh, judeca pe, pe o persoană pe care eu o cunosc, că, că uite ce face, ce are, uh -huh. dar eu am spus, tu știi cât muncește el? Ia du și lucrează cu el o zi și ai să vezi. Și uite, este o dreptate. Hai să spunem așa, nu știu, poate okay. în ghile, în lumea aceasta, niciodată nu toți vor fi bogați, niciodată toți vor nu vor fi săraci. Uh -huh. Vom avea și bogați și săraci. Evident, bogații vor fi în minoritate. Apropo, în Biblie spune că trebuie să luptăm cu sărăcia, dar în același timp Dumnezeu spune, le spune evreilor, dacă ți aduce aminte, printre voi vor fi întotdeauna totdeauna. săraci. E viața Da. Și paradoxul dreptății este atunci când tu, ca sărac, nu-l critici pe cel bogat, dar îl ajuți. Uh -huh. à, îl apreciezi. Ok. Uh, nu știu, chiar dacă el abuzează de tine, tu nu reacționezi vehement. Tu uh, a lupta împotriva dreptății pe acest pământ sau mai bine zis, a nedreptății și a inechității prin proteste, revoluții. ți duce aminte, uite, în toată istoria lumii da. noastre și în toate, s-au organizat revoluții, proteste da. și totul cum s-a terminat. Iată, recent, 7 aprilie am avut. Da. Ce avem noi din 7 aprilie? Nimic. Amintiri Amintir doar triste. Da. Sau o Revoluția Franceză, care a fost înnecată Dar în sânge Așa și Franța cu proteste pline. Da. Și noi în vrem dreptate. Uh -huh. Dar <coughs> dreptatea, paradoxul ei este că e uh, uh, în aceea că tu, de exemplu, dacă ești abuzat, ești tratat nedrept, încearcă tu să, să faci ceva și din comun. Uh -huh. Să faci tu dreptate. Sergiu, îți dai seama că pe timpul comuniștilor oamenii erau luați și pur și simplu puși în închisori pentru că aveau o ideologie particulară. Păi uh -huh. cum omul ăsta după 15-20 de ani închis sau exilat în Siberia, cum el să-și păstreze sănătatea mentală știind că o nedreptate atât de crudă a fost făcută și a fost furată atâția ani din viața lui? Cum? Uh -huh. Sau hai să luăm personajul Iov care a făcut și a umblat prin credință și neprihănit în fața lui Dumnezeu și cum s-a întâmplat ca să vină peste el și moartea și moartea copiilor și a vitelor și a comorelor și apoi și toate bubele? Pentru că oare a meritat el asta? Fiind atât de bun și chiar Dumnezeu spune despre el, uite ce om jos este eu și umblă atât de frumos înaintea mea și am plăcere de el. Cum se întâmplă asta? Pentru că de cele mai multe ori, acum vin în confirmare la ceea ce ai spus până acum, noi umblăm pe pământ și de cele mai multe ori ceea ce facem noi și ce trimitem în univers, ce facem noi și ce ni se întâmplă nouă e diferit. Așa. Pentru că eu pot să fac foarte mult bine și să nu mă opresc în asta, dar să primesc altceva. Carl Jung spunea că nu sunt ceea ce mi se întâmplă, sunt ceea ce aleg eu să fiu. Așa. Pentru că atitudinea pe care o am eu vis-a-vis -vis de evenimentul, stres, criză, doliu, ce atitudine pun eu pe acest eveniment, asta mi se întâmplă mie. Pentru că în sine evenimentul este așa cum este. Și dreptatea, la fel, atunci când eu mă uit vis-a-vis -vis de o problemă, de o criză, eu văd dreptatea mea, reișând din ce? Din experiențele mele, din reprezentările da. care le am, din bubile care le am eu în capul meu, da? Și atunci, oare tot ceea ce s-a întâmplat cu eu le-a meritat? Evident că nu. Dar el a ales să rămână oricum acolo. Uhum. Pentru că a rămas de neclintit Și dacă el cu mintea lui de om Nu a înțeles De ce s-a întâmplat toate astea El a, a gândit și a ales Și a asumat sau s-a angajat Și că aici e momentul care Factorul libertății, liberul arbitru Al nostru, al omului Să aleg eu ce să cred Să aleg să cred că Dumnezeu în continuare este bun Și mă va binecuvânta în continuare Sau aleg să zic că nu dacă el asta cu mine face, voi face și eu cu el. Da, da. Pentru că judecata ominească e foarte flexibilă. Și judecata Domnului este aceeași. Și asta îți dă cumva un echilibru și o putere de a fi oricum lipit de el. Da? Da, da? Pe de altă parte, ecleziastul spune că totul e șertăciune, Că le-am văzut tot ce se întâmplă în soare și pe pământ și tot e șertăciune, și toată este o. Vânătoare de vânt, o vânare de vânt da, da, da. Pentru mine metafora asta atât de simbolic Puternică Vânare de vânt? Te, te, te încearcă să vânezi vântul <laughs> E chiar o deșertăciune Dar totuși Dumnezeu tot spune că bucurați-vă Am creat pământul ăsta frumos da. Tot pentru voi, mulțiți-vă și bucurați-vă Paradox al dreptății? Da, evident. Doar dacă tu alegi să vezi paradox, dacă stai lipit de niște credințe sanogene, adică dătătoare de sănătate și viață, credințe care sunt nu neapărat bazate pe dovezi. Pentru că, cum spune Pavel, credința este o puternică încredințare în lucrurile nedășduite. Da, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Tot Pavel îl spune, ok. Și dacă eu umbl în viață prin credință că este un suveran, un creator acolo, care are moralitatea lui aceeași ieri, azi și mâine, mi-ar mi plăcea să fiu a lui. Și fiindcă sunt creația lui, eu aleg de fiecare dată să ascult de planul divin, să ascult de poruncile care mi le-a lăsat și să merg înainte. Chiar dacă mi se întâmplă mine dreptăți. Înțelegi? Uite, e că este un scenariu care îl ajungi la maturitate și ai în față oricum să fii bun, oricum să faci bine, în da faptului, chiar dacă, chiar dacă, decât să spui dar ce câștig sau pierd eu în cazul dat? Da? Da, da, uh, da. Nu. Mai bine să am o casă bogată și închei contractul ăsta, chiar dacă eu acum fac ca conștiința mea să tacă. După aia vedem. Și nu te mai poți opri de, după aia. Pentru că simțul ăsta al confortului, al controlului, care, al puterii care îți dă banul, statutul, este atât de toxic și viral, încât într-un moment conștiința ta este împânzită, judecătele sunt schimbate, distorsionate și tu te pierzi. În cazul da, dat, orice om care spune ei, vezi ce faci, eu am al meu adevăr, dreptatea îmi spune asta și merg înainte. Și al cu adevărat are dreptatea lui. În cazul dat, el s-a angajat într-o altă dreptate. Deja unde duce, cum spune, multe cărări sunt bune, dar nu toate duc spre spre bine, da? Adică da, multe după. care îi par omului, omului bun, exact. dar nu toate duc. Nu la toate duc. Iată, poftim! Da, da. Uite, da, într-adevăr, Rodica, uh, dreptatea aici pe pământ întotdeauna va umbla cu capul spart. <laughs> și dacă ți se va sparge capul, tu trebuie să-ți legi rânile și în continuare să lupți, uh, să trăiești, să faci binele cum ai spus tu și să ai speranță că într-o zi Dumnezeu va face dreptate. Știi, Deseori avem tendința să ne răzbunăm, să facem noi dreptate cu propriile oh, noastră. Da, A, E cel mai greșit să încerci tu să lupți pentru dreptate cu tancurile, cu armele, cu, mm. cu dezinformările, cu atacurile la persoană, cu criticile, cu bârferele. Nu vei ajunge la nimic. Paradoxul dreptății este atunci când ți se face nedreptate, cum ai spus tu, să continui să iubești, să faci binele și să nădăjduiești că într-o zi Dumnezeu îți va face dreptate. Pentru că făcând bine, ce faci? I-a prins carboni pe cap celui care este înfuriat și așteaptă răzbunare. Da, da. Dar când tu ca părinte îi spui, duce-și de înapoi, fă acum, răzbună-te, Dă-i uh -huh. înapoi. Ce înseamnă asta? Ce facem noi? Noi arătăm că tu cu adevărat judecat are loc aici și el este și cel care judică și da. cel care execută ordinul de a culpabiliza sau de a-și întoarce moneda. Dar bine, multe mamele greu să înțeleagă asta. Băiatul meu a fost bătut. Băiatul meu a fost bătut cum să tacă, la cât spate de răbdat. <gânt> dar pentru ce tu rapsi? Pentru că ai putea, ai zis că să lupți pentru dreptate. Eu zic să accepti dreptatea ta și ea să suni în capul tău atât de tare încât tu să n-auzi alta. Mm -hmm. Și asta ar fi mult mai simplu, pentru că îi spui copilului, scumpul mami sau iubita lui mama, faptul că tu ai fost neglijată, ai fost lovită cu un cuvânt sau chiar cu o palmă, hai să vedem ce poți să faci tu diferit. Totuia, tu poți să întorci spatele da, tu poți să-i spui. Eu n-am să permit comportamentul dat. Dacă tu continui, eu mă întorc și mă duc. Cât de frumos se lucrează în contextul dat, pentru că noi nu rănim, dar noi da. învățăm pe celălalt că eu am niște limite, granițe, eu sunt valoros, am o demnitate și eu n-am să-ți permit să o lezezi. De ce eu mă întorc și mă duc? Ce facem noi? Noi, noi rupem scenariul agresorului. Noi îl da. pur și simplu da. distorsionăm, îl blocăm și ne întoarcem. Da, facem sarcasm. Vai ce ochelare ai tu azi, că eu așa am fost de fiecare dată. Da, probabil nu i-am ales cei mai buni. À, învățăm copilul să folosească umorul, care este și asta o virtute, à, da? de, a, de, a, putea să scoți la iveală parțele bune și a zâmbi în contextul în care alții ar plânge și ar arunca cu pietrele. Da, poate părul nu i aranjat bine. A, ce fust ai. A, da, am și mai bune. Data viitoare vin cu altceva. Adică, dar toate vin de unde, Sergiu? Dintr-o demnitate puternică. Din momentul în când e la casa aude că tu ești valoros. Te rog să continui să fii bun cu tine și cu ceilalți chiar dacă ei nu merită. Ei nu, dar tu meriți să fii bun. Fi tu acel care de, de, de pace și de, de, bunătatea. Da, uite, reacția lui Isus este una fenomenală, supranaturală atunci când a fost pironit pe cruce. Pe nedrept. Hai este. să spunem așa. Pe nedrept. Și ce a spus el, asta este ceva extraordinar. Iartă-i, tată, că nu știu ce fac. Atunci când ți se face o nedreptate, când mm -hmm. cineva este agresorul tău, când abuzează de tine, să reacționezi, să spui te iert pentru că tu singur nu știi ce faci. Exact. Este ceva extraordinar. Foarte Și atunci, problemat. lângă cruce, îți aduce aminte sutașul ăsta roman, mm -hmm. care. Ce era un sutaș roman? Era un conducător a da. unei legiuni de 100 de ostași. Ăsta, ca să ajungă conducător, ăsta trebuia să fie brutal agresiv în da. Imperiul Roman. Trebuia să taie capite în exact. stânga și în dreapta. Ăsta nu avea milă. Și când vede reacția lui Isus la nedreptatea care îi se face, zice ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Da, da. Da. Asta e ceva extraordinar. Dar e foarte profund expresia asta, vreau să -ți zic. Dacă uh -huh. noi adulții am, am umblat un pic cu expresia, de fapt ea ascunde în ea Uh, nu doar dragostea de săvârșită, dragostea de vină, dar o logică ieșită din, din comun. Mm -hmm. Pentru că atunci când tu stai în fața unui agresor, pe el deja are o dreptate eronată. De ce ar trebui să intri în conflict cu el? Da, da, da. Dacă crezi că este importantă acea persoană și el nu e curit, încearcă cu pace să vorbești. Dacă vezi că el este plin de furie acum, evită-l sunt foarte multe ori fugea din locurile când erau puse capcani, că el putea să-și arete supremație dreptatea lui, să strălucească acolo. El nu o asta, pentru că nu era momentul ăsta. De ce noi trebuie neapărat să convingem că dreptatea noastră e mai bună decât a celuilalt? Ai nevoie, tu, Sergiu, să spui despre dreptatea ta tuturor, să-i convingi pe toți, când tu știi foarte bine că ea ai dreptatea cea autentică. Dar nu ai nevoie. Eu, de exemplu, nu am nevoie să-i să conving părinții că ei n-au dreptate. Pentru că eu știu dreptatea care o am eu. Și atunci ce fac eu? Eu, cu pace, cu pace, încerc să le adresez întrebări și să singur să răscolească și să vadă ce fel de dreptate au ei. Una apărtenitoare, pentru că sunt părinți, și pentru că îi doare, și pentru că iubesc copiii și eu înțeleg. Da. Și atunci când ei văd partea cealaltă a paharului, punându-se în pielea celălalt părinte, agresorul, de exemplu, pentru că victimă, uh -huh. copilul victimă este o. Categorii de părinți și copilul agresor au alte categorii de părinți, da? Dar ambii sunt cu îndurerați pentru copiii lor, sunt în momentul dat luați în vizor. Și atunci când tu înțelegi dreptatea lor subiectivă, îngustă, la acest caz, și te ridici un pic mai sus să vadă și pe un copil și pe altul, ce se întâmplă? Ei înțeleg, de fapt, că sunt copii și au nevoie de susținere. Nu de condamnare, nu de da. răzbunare, nu de înapoi. Pentru că asta se întâmplă când cei doi uită, au vorbit, au dat mânuța și au ieșit. Ce fac adulții rămași unul în fața altuia? Ascută să-i în continuare? Sau dau mână și ei și ies colegi buni și adulți prietenoși? Rodica, îți mulțumesc din suflet pentru acest dialog. Și... și, eu sunt încântată că am răscolit strunile inimii și am făcut să se înțeleagă și cei care ne ascultă și ne prevesc că inima și creierul au dreptatea lor fiecare. Da. Inima și are raziunile ei și creierul are inima lui, dar în același timp, ambele, și creierul și inima, lucrează pentru noi, ca să ne asigure tot ce avem nevoie pentru ca viața să fie frumoasă. Dragi prieteni, în final vreau să vă îndemn să nu uitați recomandările doamnei psiholog Rodica Rudei care ne-a spus că ar trebui să asigurăm un mediu securizant, să comunicăm și să îi empatizăm atunci când cuiva îi se face nedreptate sau când nouă ni se face nedreptate. Să fim înțelegători, iubitori și plini de bunătate, chiar dacă în jur dreptatea umblă cu capul spart. Și marele poet Eminescu la fel căuta soluția la problema dreptății și a nedreptății în lumea noastră și în poemul Împărat și Proletar poetul scrie următoarele. Spuneți-mi cei dreptatea, cei tari se îngrădire cu averea și mărirea în cercul lor de legi prin bunuri ce furară în veci, vezi cum conspiră contra celor ce dânsii la lucruri o sândirea și le subjugă munca vieții lor întregi. Zdrobiți-o rânduiala cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte în mizeri și bogați. Atunci când după moarte răsplata nu vă așteaptă, faceți ca în astă lume să aibă parte dreaptă, egală fiecare și să trăim ca frați. Dragi prieteni, am să îndrăznesc să-l contrazic un pic pe marele poet, pentru că după viața aceasta ne așteaptă totuși răsplată și Dumnezeu va face dreptate. Și dacă toată lumea ar fi conștientă de acest fapt, în lumea noastră ar fi mult mai multă nedreptate. Iar dacă vom înțelege că, trebuie să trăim, că suntem egali și că trebuie să trăim ca frații, pentru că suntem frați avem un tată comun pe Dumnezeu, atunci cu siguranță în lumea noastră va fi și mai multă dreptate. Eu sunt Sergiu Miron, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, vă aștept data viitoare, până atunci toate bune, la revedere. Radio Vocea Speranței.